Trebuie să te întreb cum e viața de mămică și nu oricum. Mămica a trei copii minunați. Așa cum ai menționat tu cuvântul ăsta minunat pe care îl folosesc foarte des, dar nu gratuit, îmi place foarte mult și descrie foarte bine ceea ce mi se întâmplă mie acum. Este minunat, într-adevăr. E puțin greu, dar mă bucur atât de mult de fiecare în parte și mă minunez atât de mult de bebelușa noastră încât zici că n-am mai văzut bebeluși, că ar fi primul copil, pentru că acum sunt mai relaxată și mă pot bucura foarte mult exact de perioada asta când este atât de mică. Ea abia a împlinit 3 luni, o văd cum crește și mă surprinde deja și ea cu reacțiile pe care le are, cât de atentă este și curioasă este față de frații ei. Ei mă surprind cu grija pentru ea, cu faptul că mă ajută foarte mult în ceea ce o privește. Vor să-mi aducă Pampers, vor să o schimbe ei, să o șteargă, îi aduc jucării, fac cât pot ei de mult, dar vârsta asta care e destul de mică și pentru ei. Matias are 4 ani, iar Clara 2 ani. Dar nu e complicat, poate unuia îi e foame, altuia îi e sete. Vrea în parc sau nu? Cum vă împărțiți activitățile? Nu sunt singură în povestea asta, alături de mine este soțul meu, care face și el destul de multe lucruri, aș putea spune cot la cot cu mine, special seara și dimineața, când atunci copiii necesită cea mai mare atenție. Dimineața au nevoie să-i pregătim pentru grădiniță, seara să le facem baie, să-i culcăm, dar împreună ne ies lucrurile și am noroc că cei doi mai mari, Clara și Matias, vor să fie independenți și sunt deja independenți. Spre exemplu, amândoi reușesc să se îmbrace singuri. Da. Cred că va fi mai ușor pentru surioara cea mică să învețe mai multe lucruri, pentru că va avea model pe frații ei, nu? Da, sigur, de regulă se întâmplă asta și văd și la Clara, care este deja mult mai avansată la vârsta ei decât a fost fratele ei, pentru că îl copiază foarte mult, e foarte ambițioasă și sunt sigură că așa va fi și cu cea mică. Și timp pentru tine, când îți mai faci, nu știu, de un salon, de o plimbare în parc cu soțul, nu știu? Da, primele 3 luni au fost puțin mai dificile din punctul ăsta de vedere, pentru că și acum cea mică depinde destul de mult de mine, însă reușim să ne facem timp și pentru noi. Eu sper că în curând, cam peste 3 luni în primăvară, mi-am propus să fiu din nou la televizor. În curând. Pentru că și programul este de așa natură încât chiar dacă mă trezesc foarte devreme, apoi sunt destul de repede acasă, deci nu stau foarte mult departe de copii. Îmi place foarte mult ceea ce fac și de acolo îmi iau bucățica mea, doar a mea. Da, plus că mă bucură foarte mult că primesc multe mesaje de la telespectatori care mă întreabă când mă întorc, care vor să mă întorc. Și asta mă bucură foarte mult. Mă bucur că nu m-au uitat.